Cristian are 20 de ani, a început să consume droguri acum 7 ani, a renunțat la facultate și nu muncește. Ca să-și procure însă doza zilnică, are nevoie de bani. Își bate părinții și fură din casă. Am semne fiindcă sunt bătută, maltratată, înjurată, tot se fură din casă pentru droguri, însă spitalul nu ne ajută. Ni dă acasă a doua zi pe semnătură proprie. Chiar dacă sunt majori, ei nu sunt conștienți de ceea ce fac și ar trebui reținuți pentru tratament. A rezolva problema unui om cu drogurile e ca și cum ai căuta o soluție umană pentru a eradica stupiditatea. Întotdeauna va fi cineva care încearcă, cineva care îi place și cineva care îl va consuma. Modul reducerii acestui consum care ia amploare este pur și simplu o limitare a omului. După crize și scene agresive, tinerii sunt aduși cu poliția și salvarea la psihiatrie, dar a doua zi sunt externați. Și asta pentru că o intoxicație acută cu etnobotanice durează doar câteva ore. Ar fi necesar să se înființeze sau în cadrul unei clinici, de exemplu, și cum este aici la Palazul Mare, poate să existe un sector în care oamenii cu asemenea probleme să poată fi tratați pe o perioadă de o lună de zile, două, trei luni de zile. Singurul centru unde pot fi internați consumatorii de droguri este Spitalul Alexandru Obreja din București. Nu pot fi reintegrați cu forța. Resursele trebuie să fie ale lor, resurse de voință, resurse motivaționale. Trebuie să se schimbe în viața lor ceva, în relația cu familia, cu mediul imediat, cu anturajul. Aici e nevoie de psihoterapie și de consiliere.